După ce în anul 2011 spitalul de la Domnește a fost închis în urma unei decizii a guvernului de la acea vreme, unitatea a fost preluată de Consiliul Județean Argeș. În anii următori, clădirile au fost reparate și modernizate, devenind unitate de asistență medico-socială. La finalul anului 2017 a avut loc inaugurarea, iar astăzi centrul și-a primit deja primii beneficiari. Este vorba despre persoane în vârstă care suferă de diferite afecțiuni și nu au pe cineva care să le îngrijească. Această unitate medico-socială a fost în reabilitare, a intrat în reabilitare în 2014. Lucrările s-au finalizat în 2017. În decembrie, luna decembrie, în 2018, până s-au obținut autorizările, acreditările de la Ministerul Muncii, Ministerul Sănătății și tot. astăzi am redeschis această unitate. E prima zi de activitate la această unitate medico-socială, s-au făcut angajările pe specialități, peste tot, avem kinet, avem psiholog, avem asistenți medicali, infirmieri, îngrijitori de curățenie, spălători, se fochist, tot ce trebuie. Beneficiarii centrului trebuie să achite o parte dintre cheltuieli, aproximativ 600 de lei pe lună, restul fiind suportate de Consiliul Județean Argeș și de Ministerul Sănătății. Persoanele care apelează la acest tip de asistență vor beneficia de spațiile moderne amenajate special pentru ca timpul petrecut aici să fie unul cât mai plăcut. În plus, este asigurată permanența medicală atât în timpul zilei cât și în cursul nopții. Din punct de vedere medical, putem primi aici pacienții cu afecțiuni cronice, neurologice, cardiovasculare, respiratorii, din toate categoriile. Cel puțin pentru început. Refuzăm la internare pentru că nu funcționăm la capacitate maximă. Persoanele care sunt imobilizate la pat și care au autonomia funcțională pierdută complet, deci necesită îngrijire suplimentară. Când o să funcționăm cu tot personalul? Desigur că va fi liber la uh, să primim asemenea pacienți. Este important pentru că în această unitate este asigurată uh, non-stop uh, asistența medicală. Personalul sanitar mediu și infirmierele funcționează în uh, ture. Medicul este pe perioada de zi și în rest uh, este permanent uh, supravegheată uh, sunt supravegheați toți pacienții. Cele 20 de saloane sunt dotate cu un număr total de 38 de paturi, fiecare salon fiind prevăzut cu grup sanitar propriu. Există un club pentru recreere, sală de mese și bucătărie, iar spălătoria a fost reabilitată și dotată la standarde moderne. Unitatea de asistență medico-socială domnești funcționează în prezent cu 20 de angajați, urmând ca schema de personal să fie finalizată în următoarele luni.